Mai departe, trecem din fericire Prutum, acolo unde eu personal și cred că mulți dintre noi avem o slăbiciune pentru partea ruptă a României mamă, Basarabia frumoasă, Basarabia noastră, care mă rog la Dumnezeu ca să nu mor, să prind unirea Basarabiei cu România mamă. Și atunci mă gândesc că pot să mor. Poate sunt prea mari cuvintele, dar asta simt. Vine o doamnă, o doamnă profesoară, o doamnă scriitoare, creatoare, doamna Eugenia. Poftiți! De dincolo de podul de flori. Tocmai de aceea și am venit și cu o floare, că vin de dincolo de podul de flori. Bună ziua și bine v-am găsit! Bine ați venit, cu mare drag! Aș ruga copilașii să vină alături de mine. Haideți! Eugenia Cimborovici Teodoreanu. Un părinte bun în viață știe, dor necaz, griji mari și bucurie.
viața toată mi-a marcat întâmplarea de altă dată, stăpânindu-mi gândurile toate. Într-o zi de mare sărbătoare am cules în codrul lacrămioare. Ne-am oprit după spital, lângă graniță pe mal, ascultând tril de privighetoare. Când pe malul drept de prut trei copii au apărut, ca și noi mereu în căutare. Malul drept e România. Noi cei de pe malul stâng de prut, în minciună gravă am crescut. Ne spuneau ades muscalii, peste prut trăiesc dușmanii, cei mai groaznici, cei mai de temut. Urmele de-ai să le vezi, la pichet să informezi. Noi copii fiind n-am priceput. Și pe mulți ne cheamă ca pe voi. Vântul dintr-o dată se înteți. Am trecut ca să-i pot auzi. Granița pe jumătate, stoi, am auzit în spate, trei muscali pe dată răsări. La pichet ne-au dus pe toți, sechestrați ca niște hoți, în mașina lor de un gri cachi. Limba în care șeful ne întreba, nimeni dintre noi nu înțelegea. A venit curând primarul și s-a isprăvit calva. Am promis că nu vom mai vorbi. Am primit și-o grea pedeapsă, ne-au trimis pe jos acasă, pe un drum lung ce ne era străin. Amintirile mă înfioară, mă visez copil naiv la țară. Malul stâng al prudului și poiana codrului, frumoase talbe lacrămioare. Mă trezesc ades în zori cu mulțimi de întrebări și răspunsul multora mă doare. Basarabia e sus.